Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor și astăzi, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! Concurs pe bune în învățământul preuniversitar pentru director și director adjuncți, asta asigură ministrul educației, domnul Sorin Câmpeanu, într-un interviu la B1 TV, a vorbit despre organizarea concursurilor pentru directori. Directori în toată țara, lista a fost afișată online astăzi, normele, legislația a fost publicată în Monitorul Oficial luni seară și calendarul l-am făcut cunoscut în material. Ca o noutate, din Comisia de Evaluare vor face parte 5 membri diferiți de componența Comisiei de până acum, și de la Inspectoratul Școlar, și de la primării, dar și de la firme de recrutare, la proba interviului. Da, eu știam lucrul ăsta de când ți-am zis că se ține concursul și mă contraziceai că nu se ține. Atunci legislația nu permitea să se țină concursuri. Tu știai de la Ciprian Anton că a fost invitat la radio, probabil că în mediile lor profesionale existau discuții, dar oficial legislația de la momentul respectiv spunea că pe durata stării de alertă Ministerul Sănătății a interzis organizarea concursurilor inclusiv pentru directori. Să fie pe ata. Dar până la urmă se ține, da? Da. Bă. Am intrat în calendar. Și asta a zis Ciprian 14 septembrie. Oameni care sunt în afara sistemului. Și profesori, cadre didactice din școala pentru care candidează directorul respectiv și un reprezentant de resurse umane, fie de la o firmă privată, fie de la o firmă de recrutare chiar. Cum zicea domnul Anton, de pildă, era o propunere sau așa și imaginar și probabil că așa va fi, de exemplu la liceu cu program sportiv, să vină cineva de la Facultatea de Educație Fizică și Sport de la universitate să fie acolo. Din ce am înțeles, nu așa. Nu, înțeleg că și așa se poate, în fine. Dar asta cu oameni, cu recrutări din firme, companii private, e o idee inedită, cel puțin. Inedită, și nu știu, dar nu știu cât de bună, pentru că depinde oamenii aceia în ce sunt specializați. Că dacă sunt specializați în recrutări de oameni care să lucreze la companii multinaționale, pe post de șef, acolo e un tipar, trebuie să fie așa, așa și așa. Păi și ce-ați șefi? Păi stai un pic. Dar una e să conduci o școală cu profesori care au orgolii și care au sensibilități și cu copii de diferite vârste și asta e, alta e să te duci la o companie de sucuri, da? Unde acolo așa se discută. Tu ai ținta asta, îți dau bonus a ta, nu te dau afară, tu așa, asta înseamnă să conduci. Așa, tu ai întârziat la servici, te tai așa, în 2 săptămâni te dau afară, chestii din astea foarte rigide. Adică aici e mult mai sensibil. Aici e un domeniu mai sensibil și după mintea mea, așa, dar e manager de școală, un punctaj din cele 5 care contribuie la media generală. Dar un manager de școală trebuie să fie un om care are viziuni largi în diferite domenii, care să fie creativ, inventiv, care să încurajeze creativitatea. Adică, pe lângă faptul că are grijă să aducă lemne, gaz, metan, electricitate, cretă, tablă și așa mai departe, și ca profesorii să-și țină orele așa cum trebuie, trebuie să încurajeze niște activități în școală, astfel încât copiii să-și cultive anumite lărgească abilități. Lărgească orizonturile. Să-și cultive anumite abilități. Acum se zice foarte des. Că directorul de școală, uite, când vine acum domnul Popescu, la care am fost odată la școală cu niște studenți, și domnul Popescu, un tip foarte destupat la minte, are niște vederi largi, nu s-a așa, sunt la 360 de grade, așa se fac ideile largi. Și de-aia Colegiul Național Ștefan e un colegiu de top. Și mai sunt, acum am zis de domnul Popescu că mi-a venit așa. Pot să zic și eu de doamna Dungeanu și perechea cu doamna Greculeac. Da, putem da aici. Și proiecte. Deci de oameni și... care nu văd numai așa, cu ochelari de catalogul cap. Și cam atât. Nu, aia trebuie să fie altceva. Dar e o chestiune, cum ai zis dumneata, inedită, nu s-a mai făcut, de văzut se reclează în timp, dar probabilitatea ca aceste concursuri să fie aranjate acum, că sunt și de acolo și de acolo și de acolo și de acolo, e mai mică. Așa zice și ministrul, că la testul scris din 15 octombrie vor fi atât de mulți itemi încât nu poate cădea nimeni pe toate itemi. Nu știu, cerințe.
Așa le zic ei în limbajul profesorilor. Că profesorii înțeleg că noi ne adresăm și profesorilor. Nu, vorbim pentru oameni. Atât de multe cerințe încât nu vor putea cădea pe toate subiectele. Vezi că se poate. Zice că nu poate fi. Face sens ceea ce nu poate fi fraudat un astfel de examen. Bun, acum dacă se dorește că una e un concurs la Colegiul Gheorghe Lazar din Capitală, unde sunt fițele de pe lume și unde vin de la companii, și una e un concurs la Pojorât, să zicem. Depinde foarte mult și... Acum tot principiul, cred că cel mai important cuvânt îl are primar. Care finanțează clădirile și utilitățile. Dar nu suntem la țară și ne-am luat, bă, Costi, că hai, pune-l pe ăla, hai, uite așa. Vine tata care e patron de gate, spune, bă, domn primar, eu dau la școală. Eu fac alea 10 bănci că m-a rugat de la școală. Dar să fie... Dar schimbă, domn directorul ăsta. Ăsta nu-i, nu-i gospodar. Pune-o pe aia. Așa se. La Pojorât. Pe 22 ianuarie vor fi la birou noi directori din școlile din România. Cu siguranță sunt unii care n-au emoții că își vor păstra funcțiile dintre cei... N-au emoții, probabil că au mulțite în acasă, cresc în ghiveci și iau cu ei când nu, sunt probabil cu profilul acela pe care l-ai descris tu mai devreme și mai deschiși la minte și cu o vedere mai largă și cu activități diverse în școală. Convine să fii director de școală. E așa, bătaie de cap. Mai bine dacă ești profesor meseriaș și de o materie din asta care se cere la admire, mai bine mai dai faci meditația acasă. Meditații, îți faci câteva case, nu? Ba, îți capul te înjură toți pe la școală, când toți lugul când te întâlnesc, vai, domnul director, și când ai întors spate prostul ăsta. Și te fac în toate felul. Mai bine să nu se scrie nimeni. Da. O să fie și situații din asta. Posibil. Și tot în zona educației, o abordare din punct de vedere a celui care a dat în judecată Universitatea Ștefan cel Mare, studentul de 26 de ani, care provine din sistemul de protecție, din orfelinat, și care, spune el, din cauza că nu are bani să se testeze, a făcut acest pas și a ajuns în instanță, susținut de un avocat care l-a reprezentat gratuit, un avocat care are aceleași convingeri de reticență împotriva vaccinului. Sigur că Universitatea pentru cazarea în cămin cere nu doar vaccin, are cele trei posibilități valabile, vaccin, testare PCR regulată, care nu mai este susținută acum din fondurile universității, și dovada de la medicul de familie de trecere prin boală. Bun, și tânărul acesta s-a plâns instanței și instanța a zis gata. În prima fază i-a dat dreptate. Da. Să nu mai fie nici cu test, nici cu vaccin. Bun, acum Cătălina, noi nu avem școli în alte ăștia care au făcut dreptul toți să... origine cosmică, mai care judecători, procurori. Putem considera că i s-a încălcat dreptul la educație acestui tânăr? Deci sunt de origine cosmică. Lasă-mă să mă duc și eu în viață. În cosmos? N-avem proiect. Noi vorbim ca niște cetățeni așa, pe o bancă, în parc, să zicem. Deci n-avem pretenția că suntem juriști, judecători, procurori. La bunul simț, atunci. La bunul simț. Eu tot la bunul simț am scris articolul. Doamne, e vorba despre o situație specială, nu? Adică e stare de alertă acum? Este stare de alertă. Statul român, prin reprezentanții săi, te omoară toată ziua să păstrezi distanța, să-ți pui mască unde așa, să te vaccinezi, să te testezi, te omoară cu din asta. Te omoară. Închid nunți, spar petreceri și așa. Deci e un pericol public. Au zis specialiști în sănătate, nu cred că un judecător, el e de origine cosmică judecătorul. Nu cred că dar trăiește pe pământ. În sănătate, totuși. Nu cred că este specialist în sănătate. Deci avem stare de alertă cu chestiunea asta. Care nu e numai la noi în sat, la Suceava. E o chestie în toate satele lumii. Și Universitatea din Suceava a făcut un set de măsuri. Foarte asemănătoare cu măsuri luate de universități din țară și din străinătate. Și din semestru 2 s-a început mixt. Seminarii față în față, cursuri online și la cămin, că despre cămin e vorba, că băiatul s-a plâns cu căminul.
a luat măsura, ori testare, ori vaccinare, ori așa, și n-au fost cazuri de boală. Păi dacă a mers așa treaba, de ce să nu o lăsăm în continuare să meargă tot așa? Pentru că testarea era suportată din fondurile universității. Nu, Cătălin, eu nu te întreb de fonduri, eu te întreb de măsurile pe care le-am luat noi ca universitate. Bune. Așa, deci am demonstrat... S-au dovedit eficiența. S-au dovedit eficiente. Dom'le, deci când cântăresc, că sunt de origine cosmică, dar totuși nu sunt robot, sunt cosmonaut pământean, așa un amestec. Dom'le, te uiți cum e situația. Tu, când faci, când judeci într-un proces, vezi și contextul, nu? Că dacă mergi acolo și te judecă pentru crimă, că l-ai omorât pe unul, zice, nu-ți dă din prima 30 de ani de pușcărie. Întâi se uită că ăla te-a tăiat la burtă, ți-a scos un ochi și te-a tăiat și la mână. Și tu, în disperare de cauză, te-ai apărat și apărând te l-ai omorât. Atunci discutăm altfel. Deci aici contextul este ăsta. Este o situație, stare de alertă impusă de autoritățile sanitare române și nu doar la noi. Și universitatea a demonstrat că măsurile luate sunt corecte. Da? Asta avem. O paranteză aș face aici. Te rog. A demonstrat universitatea și că nu are apărători care să exprime în instanță lucrurile asta pe care tu le-ai exprimat? O altă chestie. Universitate care are de altfel facultate de drept? Da, eu mai ajung și aici, dar vreau să spun. Doamne, și ăștia judecătorii de origine cosmică sunt, nu știu, în completul ăsta cât unul cred că a fost, nu? Cred la noi nu e cu jurați și cu altceva. Nu, dar mai e complet de trei, dar cred că aici unul a fost. Adică ăsta de origine cosmică știe mai bine decât 15 din Senat sau câți sunt ei? Știe mai bine decât 15 oameni care sunt la universitate? Și atenție, asta am și scris în ziar. Atenție! Unul dintre cei care a lucrat la aceste măsuri și care a votat aceste măsuri este Mihai Dimian, care de când a izbucnit criza sanitară s-a implicat la spital, a făcut primele teste PCR. Știi, adică, și ce să vezi, mai are legături și la universități din Statele Unite, nu, unde e colaborator. Deci, ce facem aici? Originea cosmică bate 15 universitari. O fi așa tare. Da? Deci e foarte ciudat. După aceea, cu cine s-a apărat universitatea? Cu niște, a găsit niște băieți în parc care strângeau frunze și i-a trimis acolo? Poate sunt foarte slabe apărătorii, poate facultatea de drept de la Suceava e trântă. Și poate angaja niște avocați trântă, poate juriștii universității sunt trântă. Că nu se poate să te bată în halul ăsta la instanță un băiat de 26 de ani. Cu un avocat pro bono. Cu un avocat, da, bun, să-și facă reclamă. Deci, cred că și apărarea a fost varză. După aia, păi dacă acum mergi la recurs și faci așa o chestie. Să soliciți, nu știu dacă e permis, am zis că eu nu sunt de origine cosmică, nu sunt pregătit așa. Să soliciți, să întreb dacă completul, deci onorata instanță, e vaccinată sau nu. Că dacă nu e vaccinată, ne... Mai plecăm. Avem un răspuns la o întrebare. Dar plecăm în altă parte, n-are rost. Că dacă judecătorul ăla face parte dintr-o sectă, unde vine pastorul cu liceu sau cu 10 clase și spune să nu se vaccineze, și judecătorul face parte din secta aia, păi ăla ce, cum să judece altfel? Poate este judecătorul ăla merge seara acasă și e cu teoriile conspirației, stă noaptea, așa, cine știe? Păi nu poți să judeci tu, adică dacă tu ești contra vaccinării, judecător, n-ai cum să dai alt verdict, da? Și ajunge la tânăr, ok, viață grea, înțeleg. De-aia eu știu de la Mihai Dimian că a scris public că l-a ajutat pe băiatul ăsta foarte și mult. Nu doar el, Sorin, el nu este, nu a trecut prin, nu a, aceasta nu e prima facultate prin care a trecut. A mai renunțat la cursuri la alte facultăți. El în continuare la 26 de ani este student. Asta, da, poți să fii student până când vrei tu. Dar ce, adică la dar 26... nu e obligatoriu să ai cămin până dar când vrei tu. Dar la 26 de ani, bă, două n-ai bine de treabă. Păi am lucrat de la 18 ani, am avut, că pot să demonstrez asta. Și pe la 16 ani m-am dus pe niște șantiere să fac niște bani. Nu mi-am rupt eu spatele acolo, dar am fost vreo două zile. Păi bă, băiatul, și faci facultate, majoritatea lucrează. Ea și lucrează. Adică ce? De ce să nu lucrezi? Și, adică de ce să-ți dea status și aia și aia și aia? El așteaptă tot gratis și testare și aia. Ok. Dar vaccinează. A, nu vrei să te vaccinezi? Nu e obligatoriu. Aici sunt niște chestiuni, niște norme. Universitatea... Dar nici să faci facultate nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu, dar lasă-l să facă, dar să-și plătească. Adică numai moca. Nu se poate așa ceva. După aceea, ai o chestiune, și asta am mai băgat. Dacă domnul sau doamna extraterestră de la judecătorie
stă la universitate, să, prin absurd, că ei sunt plini de bani, ei nu stau în cămin la universitate. Că ei sunt plini de bani, dacă n-au ei vilele lor, ei primesc bani de la statul român să-și ia locuințe de lux, judecătorii. Dar nu dau din buzunarul lor, dacă sunt din altă parte. Dacă ar fi să stea la cămin la universitate, lor le-ar conveni să stea cu cineva despre care nu știe că e vaccinat, că e testat, nu știu, așa să nu fie verificat, să stea acolo la grămadă și prin cap, i-ar conveni. Și ce să vezi, tot ar trebui. Nu, dar ar conveni, măcar așa să știi. Și ca să stea... Deci nu spune nimeni să te vaccinezi. Deci nu, păi nu vrei să te vaccinezi, nu să te vaccinezi. Bă, dar a fost testul ăla, n-ai. Măcar atâta, pentru că eu mă impun niște reguli. Da? Adică ce, la judecătorie, să dăm în judecată judecătoria că nu-i deschis non-stop. Că eu vreau să mă duc noaptea să fac o plângere și n-am un semer. De ce nu-i deschis non-stop? Îmi încarci dreptul să fiu justițiabil sau cum se cheamă asta? Cum adică? Băi, fiecare instituție are regulile ei. A, universitatea este instituție publică. Și judecătoria. Deci, da, este instituție publică. Dar cei care sunt acolo și are autonomie, atenție, deci ei sunt puși acolo să conducă, de-aia e și semnat și rector și așa mai departe, să ia niște măsuri astfel încât studenții și profesorii să se simtă în siguranță. Să se simtă apărat și de incendii, și de boli, și de alte chestii. Nu fii acolo, stai cu frica în sân, că așa nu mai fac casca de incendii. Da, fără exact, stingătoare, fără nimic. Nu mai trebuie autorizație de la ISO, nu autorizație de la DSP. Pleacă de aici, lasă, cine trebuie. Fie scăpăm, nu mai... Știi? Și eu înțeleg, dar asta cu, și asta cu independența justiției, da, este firească. Doamne, dar ăsta este un caz strigător la cer, după părerea mea. Este strigător la cer. Repet, există, în contextul actual. Mai există cale de recurs, universitatea apelează la calea aceasta. Dar poate aceasta. Și niște apărători universitatea. Aici voiam să ajung, da. Nu, și serios, întrebi întâi complet, o altă instanță. Să știm așa, că dacă nu sunt vaccinați sau nu se testează sau n-au trecut prin boală, n-are rost. Să fie imparțiali. Mai... Păi, dar, altfel cum să fii imparțial? Păi, dacă tu ești împotrivă, tu poate noaptea scrii pe site-urile astea, vezi că bagă chipuri, că nu știu ce ne fac. Dar, repet, nu trebuie, domne, nu vrei să te vaccineze, fiecare liber să facă. Dar sunt situații, cum e aici, domne, ți-a impus. Bun, nu vrei vaccinare, doar testează. N-ai bani, nu mă interesează. Nu sunt Crucea Roșie. Deci nu sunt... Când ai bani să te testezi... Păi, stai puțin. Și nu te oblig să stai primești, în cămin. Primești, în cazul acesta, bursă din aceea socială, poți să tragi, să înveți foarte bine, să primești și bursă de studiu? Da, nu, dar bun, poate nu toți sunt... Dar poate se angajează la un cabinet laborator de testare, zice, eu, domnule, eu fac curat aici, ajung la curățenie, testați-mă și pe mine o dată la săptămână. Se poate și așa. Păi și da, cred că se mai putea și altfel, fiind un caz cunoscut în universitate. Auzi, dacă îl punea să schimbe sexul, dacă zicea, bă, nu te primim în cămin, uite, mai avem locuri doar în cămin de fete. Și dacă vrei să te primim în cămin, jos cu aia, treci pe partea aia altă. Șeful, nu mă, jos cu ea! Nu e caz. Eu cred că se mai putea și prin altă cale, tocmai pentru că e un caz cunoscut în universitate. Cred că ar fi găsit înțelegere, tocmai că e un caz social și nu, da, oamenii știu despre ce e vorba acolo. Da, da, e are un istoric nefericit. Este o chestie atât de urâtă asta. E o chestie... Fără să se fie ajuns în instanță. Nu, este o chestie foarte urâtă. Și de aceea, pe cine nu o lasă moare, e o vorbă românească. Nu te lasă să trăiești. Eu am avut de-a lungul timpului niște oameni care, hai ajută-mă, și după ce ai ajutat, vedeai că nu e chiar așa și te păcăleau. Și... În fine, astea sunt niște chestii care te mâhnesc foarte mult. Adică tu știi că l-ai ajutat pe unul și pe urmă vii și îmi dai mie în camă? În fine, nu vreau să continui discuția pe această temă. Fiecare cu partea lui de adevăr. Nu, Cătălina, e trist asta ce a făcut acest cetățean. Și... Pare rău că nu-s profesorul lui, să am o discuție, nu de-am ceva. Dar asta, repede, nu l-aș... Că poate l-ai putea ajuta. Mai, da, poate l-aș putea ajuta să înțeleagă. Dar știi că e chestiunea. Și are și o rezolvare modernă și cred că nimeni nu ar putea spune și întreia să ajungă în instanțe. Trebuia să-i spună, domne, la universitate. Domne, te-ai vaccinat? Nu vreau să mă vaccinezi.
Te testăm. Nu vreau să mă testez. Bun, atunci nu intri în cămin. Ce vorbești, Franță? Dar eu mă identific ca o persoană vaccinată și testată. Cum te identifici? Uite așa, păi ăla dacă se identifică, el e bărbat, se identifică, atât trebuie să spui. Cred că în zona arabă... Nu mai e prins asta în buletinul nou. Cred că în zona arabă, nu? Acolo unde ieși, la un moment dat, dacă vrei să divorțezi, strigi de trei ori, divorțezi de cutare, divorțezi de cutare, divorțezi de cutare. Parcă în zona arabă, așa. Așa și aici, strigi de trei ori, mă identific ca vaccinat și ești vaccinat. Care e problema? Atât de simplu. Păi da. Dacă că nu te, poți dovedi cu nicio hârtie asta... Dacă nu te duci și faci plângere și baci în pușcărie la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Uite, doamne, mă discriminează. De ce? Nu acceptă că identitatea nu acceptă mea. Identitatea mea, eu mă identific ca vaccinat. Și nesimțiții ăștia spun că nu e adevărat. Dar că nu poți dovedi cu nicio hârtie. Poate că se reglementează și asta. Mulțumesc pentru discuție, Sorin.